Da, ți-i coridor. Da, sunt în dors, mă văd. Poftim, înseamnă-ți rece. Și îmi neamnă. Nici o problemă. Da, ședința când e? Ședința de judecată nu va avea loc în legătură cu suspendarea judecătorului. Ulterior, cauza penală, da. Va fi transmis la alt judecător? Va fi transmis la alt distribuire la un alt judecător. Numele primului. Și o să înceapă tăi de la zero, examinarea probilor, a martorilor și tot așa? Noi n-am început examinarea în fond. A, da? Dar a fost trecut cât? Mai mult de un an de atunci. Nu? Asta și dosarul cel penal pentru fabricat. Geamul de la guvern. Da, pentru geam. E normal că e fabricat, că e spart un geam. Da, și galerie de susținătoare are Vasile. Da, e că noi toți am venit. Să-l susțineți, Vasile? Da. Trebuie să ne susținem unul pe altul. Da, păi corect așa să spargă geam de la guvern. Știți? Când nu-i dreptate în țara asta... Abspargem geamuri. Abspargem, nu. Eu, ca atare, și fost în locul lui, îi spărgem capul la un deputat, la cine acolo, la... Asta e și mai grav, asta e penal. Dar și dacă e corupție în țară, că țara e acaparată. Ar fi fost arestat de atunci. Domnul Bregă, capul de... Fiecare caz aparte trebuie examinat în instanță. Toată lumea până atunci se bucură de prezumția nevinovăției. Inclusiv dumneata și eu și ăștia doi oameni. Cred că ultimele oameni s-au furat în țara asta. În instanță de judecată. Îs om. Da. O filmezi pe Veronica? Da, pe mine, că eu voi fi vedetă în țara asta. Așa. Câte milioane s-au spalat și miliarde s-au spalat. Un geam nu face atâta hărțuială. Dar dacă fiecare sparge câte un geam, rămâne fără geamuri. Dacă fiecare sparge, numai că nu rămânem sunt, trebuie cioburi. Împreună toată societatea dreptate. Dar cum faci dreptate? Asta. Spărgând geamuri? Dar nu spărgând geamuri. Nu știu, acolo tu nu te exprimi corect. Acolo a fost o manifestare. Da, era protest. Nu știu și, dar tu uite în Europa și-ți face. Când protestează. Și acolo și mașinile ar, stătează iar. Și acolo crezi că pentru dat focul... Dacă așa mă ieva, se rezolvă acolo. Dar aici la noi nici nu se rezolvă. Acolo se rezolvă în instanță de judecată. Și așa. Și aici tot faci un dosar și Vasile se iei o amendă. Vasile se iei o amendă, cred că. Sau și riscă. Spălare de bani în țara asta. Și pentru un geam atâta hărțuială? Nu. Eu nu sunt de acord. Eu așa zic. Trebuia lăsat așa. Nici amendă nimic să nu-i facă, da? Nici amendă nimic. Asta e lupta pentru dreptate. Am înțeles. Da, libertatea de exprimare. Acolo fost de... Da, că e imposibil. Dar și fost dreptate în legea, țara asta. În legea despre libertatea de exprimare. Înseamnă că nu se mai spărge. Nici un act nu se spărge. Nici un geam nu se spărge. Și poți dreptate, dar dreptate, dacă nu-i tu, înseamnă că aderem și la așa ceva. Am înțeles. E imposibil. Așa că ai înțeles. Înțeles, dar nu sunt de acord. Eu, de fapt, geamul nu o spărgem, dar ori parazit îl gătuiem. Ia ca așa. Și ai fost închisă de atunci. Ia și. Văd că nimeni nu m-a închis până de atunci. Pentru că încă n-ai gătuie, dacă n-ai să gătuie, dacă n-ai să gătuie. Așa, ceva gătuie, ești cu furca și cu toporul și ascol. Eu o să fac revoluție în țara asta. E periculos, ai grijă să nu te închidă până atunci. Dar să știi tu, Brega, ca mine boschetar în țara asta. Apoi, vedete, eu să n-ai unde pune capul. Cum ai să procedezi? Ei, nu cred că m-aș apuca să gătui oameni. Da? Da. Da, asta e manipul. Nici să spar capite, nici să folosesc furca. Nu te hlop că până n-ai sări. Așa că nu dă Doamne să ajungi pe drumurile mele. Bine. Așa. Dar dacă ajungi la limita asta, ești capabil la orice. De acord, am înțeles. Pentru a-ți obține dreptatea. Așa că eu nu-l condam pe domnul Sigur, Vasile. Dar asta e lupta pentru dreptate. Am înțeles, e clar. Asta e lupta pentru a obține ceva în țara asta, pentru că regimurile se schimbă, corupți sunt aceia și nimic nu se rezolvă. Glasul poporului nu-i auzit în țara asta. N-avem presă independentă, n-avem nimic. Omul nu-i auzit în țară, nu-i auzit. Am înțeles, mulțumesc. Sănătate.